Femeia din imagini locuiește singură într-un apartament cu două camere din turnul Severin. Trăiește de la o lună la alta din pensie. Face eforturi pentru a-și drămui banii astfel încât să îi ajungă și de medicamente și de mâncare. În plus, trebuie să-și achite și datoriile la întreținere. Ce pensie aveți? Mi-e și rușine să vă spun, n-am decât 3 milioane jumate, sunt bolnavă de mult. A mai crescut în ultima perioadă? Absolut deloc. Ca să mai facă ceva economii, iarna închide caloriferele. Singurul care rămâne deschis este cel din dormitor. Și pe acesta îl ține însă la minim, dar chiar și așa prețul plătit la întreținere este mult prea mare pentru veniturile ei. Numai aici în dormitor am căldură și mai economisesc așa cum pot. Dincolo am debranșat și la baie. Bucătăria o am, dar îl închid. Și dacă până acum s-a descurcat greu, de acum înainte va fi și mai dificil. Raan a cerut Consiliului Local aprobarea pentru majorarea prețului la gigacalorie, iar guvernul nu mai suflă o vorbă despre mult promisele majorări de pensii. Instituția noastră a înaintat spre Consiliul Local dosarul de fundamentare a creșterii, sau mă rog, a prețului gigacaloriei. Municipiul Drobeta, Turnul Severin, să țină același preț și toată lumea va fi mulțumită. Pensiile nu le-a mărit, le-a lăsat la fel. Și e foarte greu. Eu mă descurc destul de greu. Și totuși, o șansă ar fi ca prețul gigacaloriei să nu fie majorat. Noi, ca și consilieri locale ai Partidului Democrat Liberal, vom vota împotriva oricărui fel de creșteri a prețului gigacaloriei. Mai mult decât atât, eu cred că în aceste condiții de șomaj ridicat, de iarnă destul de grea, de inflație destul de mare, cred că primăria ar trebui să vină cu o subvenție la gigacalorie, astfel încât cetățeanul severinean să poată să plătească mai puțin în această iarnă. Dar chiar și așa scumpă cum se anunță a fi, s-ar putea să nu avem căldură la iarnă în calorifere. La ora actuală, cărbunele lipsește din stocurile termocentralei. Datoriile mari acumulate de Raan către furnizorii de cărbune pot lăsa Severinul fără agent termic.